unde dragoste nu e, nimic nu e să spune. Milioane de oameni iubesc, alții suferă din iubire, dar foarte mulți sunt încă singuri și se simt neiubiți. Dar majoritatea dintre aceștia speră să-și găsească iubirea adevărată. Iar dacă dragostea nu vină pur și simplu, iar trebuie căutată, prin anunțuri matrimoniale și aplicații de dating. Unde putem găsi iubirea dacă ea nu ne -a găsit pe noi, aflăm de la invitatul meu de astăzi, terapeutul de cuplu și cofondatorul unei platforme de matching specializat bazat pe psihologia relațiilor, Daniel Rusu. Bine ai venit, Daniel. Bine te-am găsit, Cristina. Vreau să salut telespectatorii postului. Ești terapeut de cuplu, în primul rând, iar de curând ați lansat o platformă de matching personalizat. Aș vrea să începem cu informația aceasta. Ce caută, de fapt, clienții voștri în momentul în care apelează la o platformă de matching, în momentul în care caută dragostea online, ca să spunem așa? Um, în primul rând, oamenii caută o, o sentiment de apartenență. Um, vor o persoană care să-și trăiască viața frumos, vor o provocare, de ce nu? Um, își doresc o persoană lângă care să fie ei înșiși, să fie acceptați, să fie validați, să fie respectați. Și de ce nu acea persoană să vină și în întâmpinarea nevoilor lor? Um. Cei care apelează la voi, clienții voștri, vin cu niște așteptări concrete. Există anumite caracteristici cu care uh, vin pe lista lor de acasă, mm -hmm. caracteristici concrete, gen, nu știu, vreau să fie înalt, vreau să aibă ochi albaștri, vreau să aibă un temperament vesel. Mm -hmm. Bun, înainte să-ți spun această întrebare, uh, vreau să spun un pic legat de, de această platformă pe care am, și această companie pe care am lansat-o, și sunt foarte entuziasmat pentru că este prima dată când vorbesc public de acest, uh, de acest proiect. Um, această, această companie de matching, de fapt, este mult mai mult decât o agenție matrimonială, pentru că noi avem o echipă de, de specialiști în spate, colegele mele cofondătoare sunt uh, psihologi și psihoterapeuți, eu sunt consilier de cuplu și terapeut de cuplu, uh, consilier de dezvoltare personală. Și uh, matching-ul noi îl facem pe uh, tipuri de personalitate. Deci pe lângă o analiză a nevoilor uh, legate de relații, dorințe legate de partener, cum vrei să arate, ce vrei să lucreze, Care ce veni venit... nivelul de bază de fapt, da, de porniți. Da, da, nivelul de bază este ce, cum, cum ți-ai imagina partenerul potrivit pentru tine și zic partenerul potrivit și nu partenerul perfect și o să îți spun mai încolo de ce. Uh, ei, după această analiză a nevoilor de bază și o colectare de informații legate de clienții noștri, urmează o parte de testare. Și acolo ne interesează foarte mult tipul de personalitate al, al clientului. Ne interesează de asemenea care sunt valorile lui. Ne interesează uh, istoricului relațional pentru a putea înțelege de fapt de ce a avut el eșecuri în relațiile precedente. Și abia apoi după ce am înțeles și am făcut, uh, am făcut acest profil al personalității clientului, abia apoi uh, construim profilul partenerului potrivit pentru el. Ulterior urmează căutarea acestui, acestui partener, după ce cele două persoane și-au dat acordul că vor să facă schimb de informații, vor să se cunoască, vor să se vadă. Tot noi ne ocupăm și de partea de prima întâlnire între ei. Pentru... Sună foarte interesant, adică este, este mult mai mult decât o aplicație de dating, așa cum le cunoaștem noi, uh -huh. gen Tinder sau Facebook, în care te uiți. Niște fotografii, poate două, trei rânduri, legate de personalitatea de omului, mă rog, ceea ce scrie el despre el, ceea ce de multe ori este doar o imagine a ceea ce dorește să prezintă lumii. Voi aveți un veritabil dosar acolo. Există, există un întreg proces și uh, ce mi-aș dori să înțeleagă și uh, clienții noștri este că. Relația de cuplu nu este ceva ce ți se întâmplă. Nu îți cade pur și simplu uh, din norișor în cap uh, partenerul ideal și de acolo încolo totul este rezolvat. Și statistica divorțurilor ne arată acest lucru. Relația de cuplu este o entitate proprie la care se lucrează. Ea este o dinamică dintre doi oameni. E, uh, punem în relația de cuplu o is un istoric de viață, și al nostru, și al partenerului, uh, tiparuri, obiceiuri din familia de bază. Și atunci. Această întâlnire dintre cei doi este doar punctul de pornire, pentru că tot uh, în cadrul acestei companii noi oferim și servicii de consiliere. Legat de cum să se desfășoare această relație, și anume cum să-și gestioneze conflictele, cum să gestioneze diferențele de opinie și de. Asta și punctele după de vedere. ce se întâlnesc cei doi. Asta după ce se întâlnesc cei doi și decid împreună că vor să încerce o relație de cuplu. Uh, îți propun, Daniel, să mai rămânem puțin la uh, partea incipientă, da. uh, înainte de a forma un cuplu, uh -huh. cei doi, și uh, aș vrea să ne spui uh, cum ți se pare că au evoluat și deschiderile românilor înspre a a trece de la un anunț searbăt pe care îl găseam prin presa imediat de după Revoluție, acele anunțuri matrimoniale. Erau pagine întregi cu anunțuri matrimoniale în care fiecare uh, se prezenta într-o lumină cât mai evident, cât mai și, roz. Și într-un număr răstrâns de și cuvinte. Exact, da. erau cu caracteră limitată și puteai să, uh, nu știu, să soliciți acolo, hai să spunem așa, că la poștă, o parteneră mm. nu știu, intelectuală, gospodină înaltă, frumoasă și mai știu eu cum. Uh, de aici a fost un drum lung, deja de 30 de ani, până la această platformă de matching personalizat. Cum s-a schimbat și deschiderea românilor înspre a-și deschide sufletul și a fi disponibil, și ei, în primul rând, să dea din casă pentru a, -a primi și mai mult? Cristina, acum noi suntem de aceeași vârstă. Uh, am... Am trăit cumva această experiență de apariție a internetului. Am trecut prin toate etapele de la uh, simplele platforme de chat care existau acum uh, 15-20 de ani. Uh, am trecut prin anunțurile în ziar, am trecut prin uh, apariția rețelelor sociale care a creat o oportunitate de a cunoaște oameni noi. Și atunci, noi vorbim practic despre un mediu în care să ai această. Uh, disponibilitate de a cunoaște pe cineva. Uh, și ar mai fi bine să, să menționez acum că uh, noi ne adresăm clienților cu vârsta peste 30 de ani. Persoane care au deja o anumită experiență relațională. Probabil au, uh, de ce nu, și câteva eșecuri relaționale. Și persoane care vor uh, să caute o, o profunzime în spatele relațiilor. Și de ce îți spun acest lucru? Pentru că uh, această, această plajă de unde cunoști oameni și cine ce cunoaște, este foarte largă. Și uh, platformele, platformele uh, existente acum, toate și-au rostul lor, uh, inclusiv platformele de dating. Nu sunt sigure, nu sunt la fel de confortabil de folosit. Uh, există o expunere publică la, la ele. Și uh, atunci oamenii sunt cumva răticenți să-și creeze profiluri acolo, să se expună. Să profiluri pună po reale, reale să-și expună pozele, pentru că toată lumea are acces la aceste profiluri și oricine poate să-i recunoască, să-i vadă, și atunci există o genă legată de acest lucru. Dar oamenii vor căuta întotdeauna această conexiune umană. Vor căuta. Interacțiunea vor căuta să fie văzuți, să fie validați. Și, din punctul meu de vedere, orice nouă tehnologie care apare va fi primită. Nu de toată lumea, într-adevăr, nici nu se potrivește tuturor, așa cum și compania noastră nu se adresează tuturor oamenilor, se adresează acelei nișe de pe piață care își doresc să încerce o altfel de relație. Practic, voi uh, vă adresați persoanelor care își doresc, de fapt, o relație. În adevăratul înțeles al cuvântului, nu, uh, nu celor care doresc doar uh, o, o aventură sau, o, aventure, sau da. o întâlnire sau doar să cunoască oameni interesanți pentru a-și mai umple serile. Vă adresați unor oameni care, de fapt, știu ce vor și uh, doresc și... să uh, caute proactiv, de fapt. Da, doresc să, să cunoască pe cineva cu care să trăiască o relație profundă. Și acest lucru este important deoarece, așa cum ziceam și la început emisiunii, contează enorm de mult ce faci după ce ai cunoscut acea persoană. În experiența noastră de, de consilier de cuplu, vedem cupluri sau vin în, în parte de, de cabinet, cupluri noi formate. Dar vin și cupluri care sunt la sfârșitul relației, cupluri care vor să divorțeze și nu vor să distrugă tot ceea ce au construit în 20-30 de ani de viață. Vor să-și păstreze rolurile de părinți, vor să-și păstreze afacerile. Și Admirabil nu vor... că există atâta conștiență, de fapt, aici, la nivelul acesta. Uh -huh. Și ce vreau să spun și este foarte interesant. Chiar și cuplurile care vin pentru un divorț conștient au nevoie de un partener de cine să divorțeze, au nevoie de un partener cu cine să vorbească, cu cine să, să, se susțină reciproc, pentru că despărțirea, de ce să ne ascundem, este dureroasă. Chiar dacă vrei de mult să te desparți, oricum trebuie să te rupi de o persoană. Și atunci, de la aceste despărțiri au venit, a venit cumva ideea colegii mele, Carmen, pe care vreau să salut pe această cale și să îi spun la mulți ani, pentru că astăzi își serbează ziua de naștere. Am mulți ani, doamnă, într-adevăr. Și uh, ea văzând aceste, aceste uh, cupluri uh, destrămându-se și văzând persoane singure și-a dorit întotdeauna să, să aibă o, o, o modalitate de a, a, a face oamenii să se cunoască între ei și aș da o nouă șansă uh, lor și relației de cuplu. E interesant cum uh, pornind de la uh, un cuplu care se stinge printr-un divorț, uh, Ați decis, prin platforma de matching, să nu rămână doar un punct, la final să pun, o, transformați punctul într-o virgulă, de fapt, și povestea să meargă mai departe, da. prin noi întâlniri mai uh -huh. acurate, mai conștientă, de fapt. Uh, vreau să te întreb, Daniel, uh, sunt convinsă că foarte mulți dintre uh, cei care vin, atât în cabinetul tău de terapie, cât și cei care apelează la platformele de acest gen de dating și matching, uh, vin cu. Multe așteptări. Toți ne iubim, ne, ne, toți ne dorim, de fapt, o iubire, uh -huh. o iubire eternă, dacă se poate, o viață împreună fericită până la adânci bătrâneță, uh, sprijin necondiționat din partea partenerului. În ce măsură este acest lucru realist? Uh, aș vrea să ne spui tu, și în ce măsură așteptările clienților pot fi ponderate? Uh -huh. uh, foarte bună întrebarea ta. Este un lucru cu care, într-adevăr, ne întâlnim uh, și în practica de, de terapie de cuplu. Pentru că oamenii au așteptări irealiste legate de relație și legate de cum ar trebui să fie partenerul lor. Ce ar trebui să facă, câți bani ar trebui să aibă, cum să arate, ce emoții să aibă, ce comportamente să aibă. Și uităm că partenerul nostru sau potențialul partener al nostru este doar un om care are și el uh, defectele lui, are și el ieșirile lui, are temperamentul lui, uh, are mecanismele lui de. de Protecție și de siguranță, și de supraviețuire, și uh, vezi, ca să-ți răspund la întrebare, uh, ai, ai uh, punctat unul dintre avantajele uh, acestei companii pe care noi am deschis-o, și anume partea de psihoeducație psihoeducație legată de relații, legată de parteneriat, legată de așteptări, legată de nevoi neîndeplinite, pentru că noi venim cu un bagaj în relația de cuplu și eu și partenerul meu și acolo începem încet, încet, pe măsură ce ne simțim în siguranță, să desfacem bagajul și să scoatem de acolo toate... Și unor e scântei, altor e chiar un ring de box. Exact. Și atunci, partea de psihoeducație legată de ce înseamnă o relație... Cum se comunică în relație, cum să te uiți empatic la experiența partenerului tău, cum să nu te baci peste el, cum să nu-l invalidezi, să-i să respecti trăirile, să-i respecti dorințele și nevoile, este extrem, extrem de valoroasă și de importantă. Și, și noi am, am pus foarte mult accentul pe acest lucru. Nu vă aducem împreună doar ca să vă cunoașteți și după aia descurcați, vă fraților, că sunteți majori, ci. Odată ce noi avem profilul psihologic a unei persoane și profilul partenerului potrivit, putem dinainte să preîntâmpinăm situațiile cu care o să aibă, unde să aibă conflicte. Deci, cumva îl avertizați? E măcar. Le putem, le putem spune: Uitați, tu, tu ai um, valori uh -huh. pregnante legate de libertate și de noutate și de explorare. Partenerul tău are valori legate de relație. Și atunci. Ca să puteți să, să, să fuzionați ca un cuplu, e nevoie să-i respectăm și valorile lui, dar și valorile tale, pentru că ele sunt importante. Fără, fără respectarea valorilor și, în primul rând, cunoașterea valorilor partenerului, există enorm de multe conflicte. Pentru că unul își dorește un lucru, unul își dorește alt lucru. Și împacă-i, frate, dacă poți pe aștia doi. Și de multe ori eu, tragem poate rapid concluziile că nu este omul potrivit doar pentru că e scântăi. Dar poate fi omul potrivit, doar nu știm mm -hmm. noi cum să gestionăm micile frăcușuri, poate asperitățile acestea, dintr-o relație. E foarte, foarte valoros ceea ce ai spus. Noi ne dorim pe cineva care să, semene cu noi, și în același timp să se deosebească de noi. Ne dorim pe cineva care uh, să ne dea dreptate și prin faptul că este la fel ca și noi, să ne valideze că într-adevăr suntem bine așa mm -hmm. cum suntem, dar ne dorim și să aibă aspecte pe care noi nu le avem dezvoltate. Și aici este această parte de complementaritate. Partenerul nu trebuie să fie la fel ca tine. Dacă este complet la fel ca tine, numai, nu va exista polaritate între cei doi. Nu o să existe șansă de evoluție. Și învățăm prin psihoeducație relațională Faptul că diferențele dintre noi sunt benefice cuplului, pentru că ne oferă șansa de a învăța și de a evolua prin aceste provocări. Problema este când nu știm cum să discutăm despre aceste diferențe și nu le acceptăm. Faptul că tu ești diferită de mine, pe mine mă rănește și mă invalidează. Și atunci o să-ți critic această diferență, o să încep să-ți fac reproșuri legate de ea, o să încep să manifest negativitate față de tine. E yeah, acel uh, mod prin care încercăm să ne uh, băgăm partenerul printr-un șablon. Eu trebuie un să loc se potrivească da. în acel șablon și încercăm să-l înghesuim acolo cu forță. Da, îți spun eu ce ar trebui să faci. Eu în locul tău, asta aș face, asta trebuie să faci. Doar așa, așa e bine. Doar așa, așa este făcut. bine. Și atunci această rigiditate de a vedea lucrurile doar din punctul meu de vedere, fără să-l văd și din punctul tău de și să înțeleg că viața pentru tine este diferită, înseamnă să nu am perspectiva asupra relației. Și acest lucru se poate învăța. Și asta ne dorim, de fapt, pentru clienții noștri, odată ce și-au găsit o persoană cu care să-și dorească să încerce o relație, pentru că nu o să o nimerim din prima. S-ar putea ca feedback-urile pe care le primim după primele întâlniri, pentru că noi așa ne-am ne stabilit protocolul să existe întâlniri fizice între noi și clienții noștri, după o întâlnire între ei doi să avem o ședință de consiliere în care să ne dea un feedback legat de cum li s-a părut, ce le-a plăcut, ce nu le-a plăcut, ce subiecte sunt interesante și după aia să vedem dacă ei merg la o a doua întâlnire, a treia întâlnire, sau dacă uh, nu există acea chimie, pentru că hai să să recunoaștem din, uh, din statistici, noi nu putem scoate această magie a îndrăgostirii. Asta vreau să te întreb Daniel, uh, în ce măsură în online pot să mai pareze atât de mult și pe atracția fizică și pe compatibilitatea care există sau nu? Uh, probabil că din profilurile celor două persoane potrivirea pare aproape perfectă, da. în momentul în care se întâlnesc în viața reală, s-ar putea să nu există deloc chimie între cei doi. Și uh, cum procedați atunci? Le, adic, uh, mergeți mai, uh, mai departe cu recomandările unor alte persoane? Pentru da. fiecare dintre cei doi există în pachetul vostru, nu știu, de exemplu, un uh, număr de trei încercări? Uh, există un pachet cu număr limitat da. de încercări? Uh, a intuit, foarte, a intuit foarte bine. Uh, noi avem trei tipuri de pachete. Uh, pachetul uh, basic, pachetul de bază care este gratuit, presupune înscrierea în baza de date și presupune completarea acestor formulare de, uh, de, de teste uh, pentru identificarea tipului de personalitate, identificarea nevoilor și caracteristicile partenerului potrivit. Ei, hey, uh, pe lângă acest pachet, avem pachetul uh, deja de plătitor, pachetul uh, Silver, unde uh, în timp de trei luni de zile noi căutăm activ uh, un partener pentru aceste persoane. Cu ei ne întâlnim, ne întâlnim față în față, vin la noi la sediu, avem o discuție, uh, ne facem cumva o idee legată de ce își doresc ei, legată de eșecurile relaționale dinainte și îi cunoaștem mai în profunzime. Um, și urmează apoi prezentarea, după o munca de căutare, urmează prezentarea profilului. Ei, și cu cel cu care te întâlnești, sau urmează să te întâlnești, și cu el trebuie să avem o discuție pentru a verifica profilul este real, persoana respectivă într-adevăr a declarat corect și adevărat ceea ce a scris acolo, ea este curioasă să-l cunoască pe partenerul principal, pe cel plătitor, și doar când există această, acest acord comun dintre cei doi, ei se pot întâlni. Deci ei nu au acces la profilurile altor, altor uh, clienți. Și ultimul pachet este pachetul Gold, este pachetul VIP, în care există un întreg proces de consiliere înainte, există, de ce nu, consiliere legată de, de, comunicare, consiliere legată de aspectul fizic, de haine de ținută, consiliere nutrițională, pentru că vrei ca la acea primă întâlnire să, să fii prezentabil. Vrei să exprimi acea, acea, cea mai bună versiune a ta, de fapt? Deci, practic, asigurați serviciile unui asistent personal, îi consiliați din cap până în picioare, cum să se îmbrace la o primă întâlnire, subiectele potrivite de abordat pentru o primă întâlnire, pe baza preferințelor. Potențialului partener? Da. Atât eu cât și colegele mele, care sunt și psiholog și psihoterapeut, amândouă, și probabil la un moment dat va fi nevoie să mărim, să mărim echipa, cu toții vom fi consilieri personalizați la fiecare clientă pe care le avem vom crea o relație de încredere reciprocă pentru că oamenii aceștia își pun și acest aspect legat de responsabilitate este extrem de valoros pentru noi și important, oamenii își pun cumva în mâinile noastre uh, un viitor relațional uh, și se vulnerabilizează foarte mult oferindu-ne atât de multe informații intime despre ei lucru pe care noi oricum îl facem cu clienții noștri în cabinet, dar vrem să ducem aceast, acest profesionalism uh, din, din cabinet și în această, în această în acest business. Aș vrea să te întreb uh, despre motivele pentru care cineva ar apela la aceste platforme de matching personalizat uh -huh. dar și la aplicațiile de dating uh, pe care le cunoaștem noi cu toții uh, și te-aș ruga să te gândești mai degrabă la ce tip de personalitate uh, uh, sunt mai degrabă clienții voștri, nu știu, e, vă adresați mai degrabă unor persoane introvertite sau uh, are legătură și cu modificarea obiceiurilor de comportament s-au schimbat comportamentul după pandemie. Oamenii lucrează mult mai mult de acasă, stau mult mai mult în fața laptopului și este mai confortabil să cauți online un partener uh -huh. decât să ieși în oraș sau uh, pur și simplu nu mai socializăm atât de mult. Există un anumit profil al clientului care apelează la o platformă raporta la cei care, efectiv, ies într-un bar sau într-un club? Bun. Um, ca să-ți răspund la, la întrebare, pornim de la nevoie. Nevoia principală a clienților noștri de a, a împărți viața cu cineva. Uh, motivul pentru care oamenii caută este singurătatea. Și singurătatea nu este neapărat faptul că stau singur, ci mă simt singur. Mulți dintre noi ne simțim singuri în relații. Chiar dacă suntem căsătoriți, stăm în același apartament, ne simțim singuri Ate pentru prate. că nu există intimitate, nu există expunere, nu există vulnerabilizare a unuia față de celălalt. Și atunci, această, această singurătate uh, apăsătoare duce la depresie, duce la tristețe, du, duce uh, la anxietăți: că nu o să găsesc niciodată pe cineva, duce la devalorizare. Și acești oameni care se simt singuri sunt cei care sunt dispuși. Să caute pe cineva. Și la un moment dat, această singurătate poate să ducă la disperare. Și nu ne dorim acest lucru. Acum, aș vrea să fac distinția între ce înseamnă acest, aceste, aceste servicii de matching personalizat și platformele de, de dating online. Pentru că la noi clienții vin în, în, în sediu. Ne întâlnim cu ei. Există un raport uman, fizic, unul la unul. Fiecare dintre clienți, așa cum îți ziceam, are consilierul lui cu care va lucra până în momentul în care își găsește pe cineva. Um, există o siguranță a informațiilor legate de el, o confidențialitate. Există un, un mediu sigur în care să cunoască pe cineva, pentru că și cealaltă persoană cu care te întâlnești a trecut printr-un proces de screening și aici, aici trebuie să recunosc că avem un as în mânecă Uh, dincolo de, de uh, testele psihologice pe care colegele mele pot să le administreze asul nostru de mâine că este soția mea care este specialist profiler pe parte de psychological profiler și care poate la o, uh, la o privire asupra profilului să ne semnaleze dacă există motive de îngrijorare pentru că această singurătate, care îți ziceam înainte, Cristina, poate fi foarte ușor exploatată uh, și oamenii pot să fie exploatați din punct de vedere sentimental sau relațional. Și atunci ne dorim ca să, să cât se poate de mult să marșăm pe această idee de siguranță. Și când de uh, siguranță relațională uh, și semnale de pericol, mm -hmm. uh, te referi la faptul că uh, încercați să nu mă persoane care sunt vulnerabile la acest lucru cu persoane care poate au anumite tendințe înspre a profita, hai să spunem cu ghilimelele de da. rigoră? Deci, într-o într primă fază, vrem să excludem, uh, uh, să excludem persoanele care sunt acolo pentru a, a folosi persoanele singure. Și vom face acest lucru prin uh, întâlnirile pe care le avem, vom face acest lucru prin studierea profilului psihologic, unde și uh, dacă tu completezi aiuria, tot iese în, în evidență faptul că nu ai fost sincer. În, a, deci, uh, în completare. Nu poți să te duci să spui că doar așa uh, vrei să pierzi o după masă și te duci să completezi niște chestionare, doar să vezi rezultatul, dar de fapt fără a fi cu adevărat interesat de uh, o relație. Uh, iese la iveală da, acest lucru. Da, ieși la iveală la acest lucru și uh, ne dorim foarte mult să, să cât se poate și cât putem uh, Punct de vedere al, al nostru, să protejăm oamenii de experiențe neplăcute, pentru că în relații există abuzuri, există violență, există foarte multe comportamente uh, care, care ne afectează starea psihoemoțională. Uh, relațiile ne pot, uh, pot să fie împlinitoare pentru noi, dar pot să ne și distrugă. Mi-a răspuns într-un fel la întrebare. Doream să. Um... Vedem dacă putem să ne dăm seama în ce măsură voi uh, ați vorbit despre responsabilitatea voastră ca, uh -huh. ca și ai acestei platforme și ca terapeuți de cuplu, psihoterapeuți. Responsabilitate față de clienți și uh, asigurându-le acea confidențialitate și tratând uh, cu seriozitate orice dosar al clientului. În ce măsură această responsabilitate? vedeți că și-o asumă și clienții. Adică da. nu vin doar să aibă parte de, nu știu, un sfârșit de săptămână mai animat cu două întâlniri, trei, două datinguri mai interesante. Își asumă cu adevărat, plus, își asumă cu adevărat ceea ce completează pe bună în acele chestionare sau au tendința să coafeze și cosmetizeze puțin imaginea? aici um, cu toții ne dorim sub o formă sau alta să avem cea mai, cea mai frumoasă imagine. Și atunci uh, această tendință este normală și este firească. Ne dorim validare, apreciere, de ce nu cineva să se uite la profilul nostru, să se uite la noi și să zică, uite, ești o persoană minunată. Mi și dori ne să e greu să vorbim despre defectele noastre să nu știu, să da. recunoști deschis, da, sunt zgârcită, sunt strângătoare exact. cu banii. Exact. Și atunci în partea asta de psihoeducație legată de relații, noi le putem spune clienților noștri că orice lucru pe care ei nu-l menționează acum, la început, va deveni ulterior o problemă în cuplu. Orice um, lucru pe care îl ascund sau pe care, pe care evit să-l spun la începutul relației mm -hmm. mă va duce ulterior în relație la o posibilă situație conflictuală cu partenerul meu. Pentru că eu nu vreau să-ți placă de mine așa cum așa cum imaginez eu că sunt. Vreau să-ți placă de mine cel real. Și atunci, da, poate reușesc în primă fază să te păcălesc pe tine și să ieșim la un date împreună și să uh, te minți și să fie totul frumos și, într-adevăr, seara aceea să mă simt bine, dar la un moment dat în relație, eu va, vai, voi avea nevoie să mă vezi pe cel real, să mă iubești pe mine cine sunt cu adevărat dincolo de mască sau de ceea ce-ți spun. Și acolo va fi o problemă. Practic, pentru că îți fur singur căciula exact. dacă nu te prezinți realist. Exact. Vreau să fiu plăcut exact așa cum sunt eu. Și dacă, dacă nu mă expun și nu mă vulnerabilizez, singur îmi iau șansa de a fi iubit pentru ceea ce sunt. Aș vrea să-i pe colegii mei din regie să uh, pregătească materialul prin care uh, românii ne spun dacă au găsit cu adevărat uh, o persoană interesantă și au găsit jumătatea, uh, poate pe o perioadă determinată, prin rețelele de socializare și aplicațiile de dating. Vă dăm imediat ce părere au aceștia despre aceste aplicații. Uh, nu, pentru mine nu -au, au funcționat aplicațiile de genul. Uh, na, nu știu, mi se pare că mai tare cunoști persoanele mai bine în viața reală, zic așa. Da. Așa mi-am găsit prietenul. Da, de pe Tinder mi-am găsit prietena care este acum. Dar, în general, nu prea sunt neapărat persoane de calitate pe Tinder, mai mult care caut aventuri sau Uh, Într-adevăr, uh, și cei pe care am intervievat ne-au dat dreptate. Uh, uneori, așteptările cu care pordești în această căutare a persoanei dragi se lovesc de niște uh, realități uh, foarte diferite de ceea ce îți dorești. Dar... Uh, cum spuneai, Daniel, e o diferență între o aplicație de dating, gen Facebook Dating sau, nu știu, Tinder sau mai sunt foarte multe altele, uh, și uh, o aplicație, o platformă în care uh, scrie negru pe alb tot ce te deranjează, tot ce îți place. Nu e doar o, o bibliotecă de chipuri frumoase din da. care alegi o carte după copertă. Da, există un uh, uh, un, un un efect al Tinderului asupra sau a, a acestor aplicații asupra psihicului uman și noi vedem acest lucru în cabinet uh, pe clienții noștri uh, o diferență între felul în care bărbații folosesc Tinderul, o diferență în, în felul în care femeile folosesc Tinderul. Uh, foarte multe foarte multe devalorizare în momentul în care tu ești respins așa cu degetul, acea persoană pe care noi o respingem cu degetul este o ființă umană. Cu emoții, cu un întreg univers interior și atunci aș vedea cumva o astfel de, de abordare a, a relației extrem de superficial. Și răsimțim respingerea chiar din partea unei persoane necunoscute, ne afectează la un nivel profund? Da, pentru că cineva îmi spune nu, nu meriți, nu meriți să te văd nu meriți interesul meu, e ca și cum n-a existat, te invalidează ca persoană. Bun, acum și aceste, aceste platforme vin ca să satisfacă o nevoie pe piață. Vin pentru că există această nevoie de a cunoaște oamenii și ai cunoaște, nu neapărat fizic față în față, pentru că nu poți să te întâlnești cu 100.000 de oameni față în față și să zici nu tu, nu tu, nu tu. Și atunci acolo la acel profil tu ești cumva protejat, da, poți să zic da, nu, în funcție de cum simt pe moment. Dar văd o poză cu tine și văd doar câteva informații de bază, care s-ar putea să fie adevărate sau s-ar putea să nu fie adevărate. Acest, aceasta, aceste platforme merg foarte mult pe parte de speed dating, adică ne întâlnim repede. Acum vreau pe cineva, satisfacție rapidă a nevoii mele, nu pe termen lung. Și vedem uh, ulterior persoane care s-au întâlnit in, uh, pe Tinder că nu au nici cele mai mici cunoștințe legate de cum să construiască o relație, să ajungă la, uh, la de fapt la împlinire. Împlinirea este după muncă relațională, vine după, după o vulnerabilizare față de partener. După ce am învățat să comunic cu cineva, am învățat să îi primesc emoțiile, am învățat să mă deschid emoțional față de ce, aceste persoane. Practic, încă de când sunt amici, să perpetuează niște mituri legate de relații. Toate poveștile se încheie apoteotic cu au trăit fericiți până la dânci bătrânețe, Cum? se căsătoresc. Dar acolo se pună punctul. Da. Nimeni nu ne mai spune despre certurile care apar de la spălatul vaselor sau da. incompatibilități legate de creșterea copilor, de vacanțe, nu știu, de probleme majore. Nu se mai spune cum trăiesc fericiți sau exact. dacă e adevărat acest lucru. Deci, practic, voi duceți munca aceasta de meciuire, de potrivire, dincolo de prima întâlnire? Dincolo de prima întâlnire și um, cumva partea de, de construire a relației se întâmplă încă de la prima întâlnire pe care o avem cu clienții. Încă de la uh, acest, acest interviu pe care îl avem cu ei, în care încercăm să înțelegem. Ce n-a funcționat în relațiile lor precedente? ce își doresc să fie diferit în această relație? Pentru că dacă eu am un istoric relațional plin de despărțiri și de eșecuri, înseamnă că eu contribui cu ceva la aceste, la aceste eșecuri. Și atunci îmi doresc ca această relație să fie cumva diferită de ce am trăit până în, în, în trecut. Ei, aici intervin um, anumite evenimente pe care noi le avem. Și o să pot să dau un exemplu de, de taberele Ciertru. de cupluri pe care le organizăm împreună cu, cu Raluca, cu soția mea, în care persoanele timp de o săptămână învață să comunice, învață să creeze intimitate reală unul cu celălalt, învață să se susțină în procesul de vulnerabilizare, să îți pot vorbi despre părinții mei, despre experiențele pe care le-am avut, despre tiparele pe care le am în relație și despre modalitățile, modalitățile prin care eu mă protejez. Pentru că felul în care eu mă protejez s-ar putea să te rănească pe tine. Da? S ar putea, dacă eu mă închid în cameră și nu vorbesc cu tine, tu să simți acest comportament al meu ca pe ceva dureros. Da? Sau ca o pedeapsă? Eu am vrut doar să mă, să mă protejez. Dacă vin după tine și te întreb unde ești, ce ai făcut, ce ai în foile astea, pentru mine e un comportament de, de, de supraviețuire. Vreau să mă reasigur că sunt, sunt în siguranță cu tine. Pentru tine s-ar putea să fie o, o, o invadare a intimității tale, o știrbire a libertăților tale. Și vezi, în, în cupluri se întâmplă aceste conflicte. Și atunci, în taberele noastre, învață să se uite cumva la partenerul lor și să zică, a, acum face sens de, te, de ce te comporți așa. Credințele tale fac sens, emoțiile tale fac sens și comportamentele fac sens. Chiar dacă pe mine mă rănesc, chiar dacă nu-mi plac lucrurile astea, chiar dacă nu sunt de acord cu tine. Încep să facă sens. Practic, voi îi învățați un alfabet relațional pe cei care exact. vin, vă sunt clienți și au găsit la prima vedere jumătatea, dar oferiți apoi ulterior acea, acele instrucțiuni de folosire a relației, că altfel exact. nu, nu merge treaba mai departe. Exact, foarte bine ai spus. Manualul producătorului. Deci, cu toții venim cu această, acest bagaj în relație, și atunci, în, în consilierea de cuplu, de exemplu, sau în taberele pe care le ținem, învățăm cum să ne uităm în manualul producătorului partenerului nostru. Și zic, A, de aici ți se trage ție, de aici ți se scânteiuțele când asta se întâmplă cu tine atunci. Și ajungem la, la un, un fenomen de compasiune față de partenerul meu. Ceea ce mă deranja până acum că faci, odată ce capătă sens încep să mă gândesc cu compasiune la tine. Pentru că îmi dau seama că tot ceea ce faci tu în relație este fie ca să te protejezi, fie ca să te aperi. Și, și asta înseamnă... în spate sunt niște răni. În, în spate, ambele exact. În spate sunt niște răni. Și atunci, aceste răni pe care, odată ce încep să le văd la tine și le văd la și la mine, uh, vreau să te ajut să le vindeci. Nu să zgâri mai departe, nu să accentuezi să să rana. Da. 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 Și atunci ajungem la ceea ce se numește vindecare prin relația de cuplu. Lucru care este... Un lucru de, mare. Este un lucru mare. Daniel, vreau să te mai întreb ceva care m-a frapat uh, în momentul în care am, uh, am auzit acest lucru de la o uh, doamnă foarte drăguță, proprietară unei agenții matrimoniale de 30 de ani pe piața din oraș și dânsa spunea că... Uh, uh, a învățat să accepte că clienții uh, dânsei, uh, clienții agenției matrimoniale, pe care i-am meciuit cu succes și trăiesc acum relații fericite, de multe ori când, când se întâlnesc cu dânsa la evenimente sau în oraș, se prefacă nu o uh, cunosc. Pentru că există încă stigma aceasta în România, cel puțin, uh, ne e greu să recunoaștem, ne e jenă. Că nu ne-am întâlnit partenerul firesc, natural. N-am dat nas în nas cu el efectiv, da. așa că am povești și am făcut ceva proactiv, l-am căutat activ, printr-o agenție, agenție matrimonială, printr-o aplicație de dating, o platformă de matching. Apare încă gena asta de da. a recunoaște. Eu nu am avut această experiență nici cu, cu clienții mei, nici cu clienții de cuplu pe care am avut. Chiar persoane care au vrut inițial să, să fie anonime sau să li se păstreze confidențialitatea, să nu apară în poze de la evenimentele noastre și așa mai departe, ulterior, când au văzut beneficiile uh, unor astfel de, de evenimente sau unui astfel de, de proces de, de terapie de cuplu, nu doar că nu s-au ferit, ci și ne-au recomandat mai departe. Încă uh, mulți dintre, dintre clienții noștri ne spun că noi n-am fi fost acum așa de bine împreună dacă n-am fi venit la evenimentele voastre. Lucru pe care cred că este adevărat pentru că și noi la rândul meu și eu și la Luca avem proprii noștri terapeuți de cuplu cu care lucrăm pentru că, de ce nu, relația și a unui terapeut este de foarte multe ori zbuciumată și noi avem copii de crescut și noi avem probleme de rezolvat și noi avem dificultăți în relația noastră și nu vrem să fim ipocriți să pozăm în... și veți vedea acest lucru, foarte mulți terapeuți de cuplu în continuare divorțează, în continuare găsesc modalități de a ieși din, din relație. Pentru că văzut e din greu. Afară, văzut din afară, pare, pare un eșec. Da, un eșec, da. un paradox. Adică, e ceea ce predică preotul, dar nu și practică, de fapt. Mm. Și cred că avem da. așteptarea asta nerealistă ca un terapeut de cuplu Ar trebui -aibă să aibă o viață perfectă. Perfectă, da. 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 Și mai este un lucru foarte interesant. Vreau să normalizăm separarea dintre oameni. Vreau să normalizăm divorțul între oameni. Atunci când simțim că această relație nu mai este o șansă de creștere și nu mai susține, păstrarea ei duce la resentimente. Duce la negativitate între noi, duce la, la certuri, duce la conflicte, duce la Uh, sentimente uh, din ce în ce mai intense de ură, de ce nu, și vorbeai despre pandemie. Într-adevăr, în pandemie au ieșit aceste sentimente la suprafață, și foarte mulți oameni, fiind blocați în apartament unul cu celălalt, au, uh, au găsit uh, grea experiența de, de a trăi în, în relație. Și atunci. Vreau să normalizăm acest proces și de separare. Câteodată separarea este benefică pentru cei doi. Deci să nu o percepem ca pe un eșec. Nu este un Nu. Clienții care ies de la, de la noi din cabinet uh, și care vin pentru separare și divorț conștient uh, spun că nu s-au înțeles așa de bine în 20 de ani de căsnicie. Pentru că, uh, și, așa cum ziceam, și atunci când divorțezi de cineva, tu ai nevoie de un partener cu cine să comunici, să-i împărtășești cum te simți, să-i ceri ajutorul, de ce nu. Să-i mulțumești pentru tot, tot binele pe care ți-l-a făcut în viață și să-l ierți pentru tot răul pe care l-ai perceput în viața de la el. Ceea ce spui acum, Daniel, mi se pare așa la un nivel de inteligență emoțională foarte ridicat. De cele mai multe ori, într-o despărțire sau un divorț, zboară tigăile și cratițele și cei doi practică acel joc complet nesănătos de a face ping-pong cu copiii și de a discuta doar prin copii la modul foarte agresiv. Deci ceea ce spui tu pare la nivel de utopie. Da, e, e, e benefic să vorbim despre faptul că putem să ieșim din relații altcumva decât cu acceleratul, putem să rămânem părinți, să ne respectăm ca părinți unul pe celălalt, pentru că respectându-ți fostul partener ca părinte, îți respecti de fapt propriul tău copil. Putem să rămânem parteneri de afaceri împreună, putem să mergem la serbările copilor la școală, putem să, să asigurăm o normalitate de fapt a familiei și ce ne dorim de fapt foarte mult este încet, încet oamenii să se uite cu blândețe unul la celălalt. Indiferent cât de mult rău crezi că ți-a făcut acest om, și el este doar un om și revenim la ceea ce ai spus tu inițial și anume acea moderare a așteptărilor. Da, ne, să, să fie așteptări realiste. Și partenerul meu e un om și el greșește și este uman să greșim. Câteodată nu poate avem impresia, dar de ce n-ai ales uh, să faci cum vreau eu? că Câteodată nu este o alegere. că Câteodată este un instinct să facem lucrul ăsta. Și acele așteptări e nerealiste de care uh, mi-a mai povestit și doamna care dăținea Agenția Matrimonială da. de 30 de ani și care ne povestea că veneau clienți, clientă înspre ea cu... Uh, așteptări uh, concrete puse pe hârtie, aș dori uh, ca viitorul meu uh, bărbat, să semene cu George Clooney. Da. Și răspunsul era, înțeleg că doriți așa ceva, dar uh, George Clooney pe care îl cunoașteți este doar un actor. Omul din spatele rolului poate fi foarte diferit de ceea ce credeți. Da. Nu poți să, să trăiești cu un poster pe perete, de fapt. Dar ce este foarte, foarte fain, uh, au apărut foarte multe uh, documentare uh, Uh, biografice uh, pe, pe Netflix, de exemplu, și putem vedea viața uh, vedetelor, putem vedea viața fotbaliștilor, putem vedea viața cântăreților, putem vedea dramele prin care trec ei, dincolo de, dincolo de lumina reflectorului și dincolo de imaginea care ne-a fost marketată. Și atunci ne dăm seama cât de, de profundă este suferința umană și cum ea nu cunoaște nicio limită, nu contează cât ești de bogat, cât ești de sărac, cât ești de blond sau de uh, frumos, cât de, de, ștept, de frumos câte diplome ai sau da. că poate lucrezi la uh, nu știu, la făcut curat, chiar nu contează toate lucrurile astea. Cu, pe toți ne unește uh, trăirea și experiența umană. Și atunci, Uh, când, când, în partea de, de prezentare a ce înseamnă o relație și ce înseamnă un om în viața ta, tu, tu duci la nivelul ăsta de profunzime discuția și așteptările clienților tăi se domolesc. Pentru că își dau seama că, da, nu am văzut pe nimeni uh, uh, divorțând sau separându-se pentru că, uh, știi, uh, s-a vopsit și nu mai este blondă, că este brunetă. Sau că un ochi uh, nu mai albastru, că e uh, roșu sau cine știe ce-o fi. Uh, ei se despart pentru că nu mai pot coexista împreună. Nu mai pot emoțional, nu se mai simt uh, susținuți, nu mai există siguranță în relația lor, nu mai există intimitate. Și atunci... Uh, relația, de fapt, nu se construiește pe aspectul fizic și pe acele așteptări inițiale. Și toată asta ține de, tot acest, acest proces ține de psihoeducație, de fapt. Aș vrea să mai uh, uh, ne detaliez uh, un răspuns la întrebarea legată de confidențialitate și siguranța platformei de matching pe care da. o ai fondat-o tu, de fapt. Pentru că mi se pare un subiect delicat. Tot ce ține de online este extrem de delicat în zilele noastre. Se pune extrem de mult accent pe GDPR, pe siguranța datelor personale, pe... Mă rog, a te păstra într-o zonă safe, practic lansându-te la apă în necunoscut da. și spre foarte mulți necunoscuți. De ce e atât de important să asiguri acea siguranță clienților Apar, pot să apară profil, profiluri false pe rețelele obișnuite de socializare sau da. pe aplicațiile obișnuite și unde poate să ducă acest lucru? Adică poate conduce la un real pericol? Pot să ducă la un real pericol uh, pentru că identitatea unei persoane poate să fie furată. Uh, și vedem acest lucru momentan, uh, toată partea de legislație europeană se schimbă legat de inteligență artificială și de acest deep fake în care îți uh, iau 3-4 poze și o emisiune cu tine și o pot să fac, să reproduc prin uh, inteligență artificială un bot care să semene cu tine, să vorbească ce vreau eu și să am control asupra, de fapt, e o, o furt de identitate și de imagine. Și distruge o viață, de di, distruge o bunitor. carieră, distruge da. o viață și chiar dacă este făcut la mișto sau uh, în glumă, da, că asta este scuza acum că este, este doar un plan pamflet uh, ceea ce am făcut, uh, produce efecte în omul lezat, produce efecte emoționale, produce o formă de agresivitate. Uh, și o formă de violență asupra acestei persoane. Și atunci, da, trebuie reglementat acest lucru. Ca să revin la întrebarea ta, foarte importantă confidențialitatea pentru noi, pentru că vrem ca persoanele care vin uh, și ne sunt clienți uh, să vină cu încredere. Și ca această relație de încredere se construiește în timp, prin profesionalism din partea noastră, dar și prin aceste măsuri de precauție. El trebuie să știe de la început că profilul lui nu va fi văzut de nimeni altcineva decât de cei care, de consilierul lui personalizat și de cei cu care va lucra. Nu va fi expus public, nu va fi văzut de alți clienți fără acordul lui explicit de fiecare dată. Și nu, nu va ajunge să ia contact, poate, cu niște psihopați, cu niște hărțuitori. Asta, asta ne dorim. Pe care ne dorim. Nici ne așa cum ziceam înainte, prin acel proces de screening, unde ne va ajuta și Raluca mult cu partea de, de profiling, uh, încercăm să limităm cât se poate de mult uh, accesul persoanelor care caută altceva decât ceea ce avem noi de, de vândut. Și atunci, uh, noi, noi, de când am, am început discuțiile și uh, ideile legate de această, de această companie, eu împreună cu colegele și uh, colegul nostru, uh, au durat, a durat uh, un an jumătate, aproape doi ani de zile implementarea lui, pentru că în tot acest timp ne-am gând, ne gândit foarte mult la protocoalele pe care să le urmăm. Baza de date pe care o avem, firma de IT cu care să, să lucrăm ca să poată securiza baza de date, cum să se facă accesul, în câte servere să se spargă baza de date astfel încât să nu fie toate într-un singur loc uh, și uh, foarte important este implementarea uh, GDPR-ului pentru că lucrăm cu datele importante despre persoane și atunci... Protecția acestor date uh, și față de agenții externe, dar și față de uh, colaboratorii noștri care nu au dreptul să aibă acces la date, este foarte importantă. Mulțumesc, Daniel! Mulțumesc pentru că ai acceptat să vii în misiunea noastră și cred că toți telespectatorii noștri au aflat lucruri mult mai interesante decât ne-am fi așteptat și dragostea în vremea online-ului devină din ce în ce mai sigură și mai interesantă, cu șanse mari de reușită în a ne găsi jumătatea. Sunt Cristina Alexa, rămâneți pe Siem TV!